Politica din România ajunge pe toate conturile. Noua strategie prin care parlamentarii români vor să cucerească inimile alegătorilor este TikTok-ul. Senatul României își deschide cont oficial. Senatorii vor posta pe contul Senatului orice lege pe care vor să o dezbată, cum votează, dar și întâlnire cu alți oameni din lumea bună. Urmăritorii așteaptă și certurile din Parlament, de care politicienii nu duc lipsă. Votanții pot contribui la postările senatorilor. Trimiteți-ne pe e-mailul instituției, anunță Senatul, deși utilizatorii ar prefera să trimită direct în aplicație. E o manieră în care încercăm să ne apropiem de cei care consumă știri politice, consumă activitate legislativă și vor să fie la curent în definitiv cu ce le influențează viața din legislația pe care senatorii o modifică săptămânal. Sunt, gândiți-vă, pe TikTok, aproape 6.500.000 de conturi ale persoanelor care au peste 18 ani. Ca atare, sunt foarte mulți oameni care se vor uita și pe contul Senatului de TikTok și dar sper că distanța asta virtuală dintre senatori și cei care au nevoie de informații să se micșoreze. Cred că e destul de lejde de înțeles de ce o instituție alege să caute mereu instrumente de comunicare alternative, TikTok-ul ca și alte rețele de socializare cu milioane și milioane de followeri, până la urmă este un instrument de a ajunge la un anumit public. Pentru că aici este discuție despre cât de securitate sau nu sunt aceste rețele. Culmea e că aplicația chinezească era considerată nu de mult nedemnă pentru mai mari țări. Acum un an, judecătorul Cristi Danilescu de la Tribunalul din Cluj a fost dat afară din magistratură pentru că posta prea mult pe TikTok. Clipurile i-au pus la îndoială activitatea din justiție, a considerat atunci Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia de excludere a lui Danilescu a fost anulată un an mai târziu de Înalta Curte de Justiție. Mi se pare că senatorii noștri și politicienii noștri se faultează singuri în momentul în care decid să meargă pe TikTok. Păi doar atât trebuie să-ți spun. Odată Trump a spus că aplicația TikTok, la fel el s-a luat și de Huawei, dacă este chinezescă, este un, sunt amândouă un risc de securitate și mai nou, fix și am spus și la începutul emisiunii, este o problemă acum în America că niciun bugetar nu mai are voie să își descarce aplicația TikTok. Deci, practic, tot din cauza asta, riscul de securitate, că nu o consideră corectă, nu o consideră sigură, nu o consideră sigură pentru datele personale și conturile personale ale tuturor membrilor partidelor de acolo, dar și ale oamenilor de rând. Dar până să ajungă la oamenii de rând, încep întâi de sus. La noi, gândește-te, lăsând la o parte ce înseamnă TikTok-ul în China, pentru că TikTok-ul în China chiar are conținut educațional. Copiii folosesc TikTok-ul să învețe. A plecat de la premiza asta. În China, nu neapărat, da? A plecat de la premiza asta. Nemo, în China acum asta se găsește pe TikTok. În schimb, la noi, este o ghienă. De ce este o ghienă? Pentru că algoritmul ăsta selectează videouri, clipuri video, cu doamne în vârstă care dansează, săracele de ele nici nu știu, nici ele cred că nu știu ce caută acolo, cu mulți analfabeți, cu multe provocări idiote și stupide. Îți dau exemplu câteva dintre ele. La un moment dat, în pandemie, era o provocare că e bine să lingi capacul de WC, că îți crește imunitatea. Și erau clipuri când oamenii în avioane lingeau capacurile de WC-ul din avioane. Asta odată. După aceea, o altă provocare, să-ți umpli gura cu sare și să înghiți. O altă provocare, să mănânci detergent colorat din pernuțele alea de detergent colorat. O altă provocare în Bali, să bei apă potabilă de la robinet din Bali. Amintește-ți că nu doar TikTok-ul vă lansa provocări de genul ăsta. Chiar personajul despre care vorbeai tu mai devreme, care spunea că TikTok-ul este o amenințare de securitate, păi el însuși era o amenințare pentru sănătatea oamenilor. Trump, săracu, ți-l amintești când îi punea pe oameni să bea clor? Nemo, aici vorbim despre o singură persoană pe care unii aleg să o creadă, alții aleg să nu o creadă. În schimb, TikTok se perpetuează, videoclipurile astea apar din ce în ce mai mult și mai des, iar când vorbesc despre algoritmul la TikTok, el decide, da? Cine are mai multe vizualizări, ce videouri îți apar mai mult și ce videouri îți apar mai puțin. După chipul și asemănarea noastră. Da, așa se facă și politicienii. E greu să cred că noi suntem la nivelul ăla. Adică, da, ok, analfabetismul funcțional este unde este în țara asta. Da, nu sunt toți așa. Și cred că am meritat și noi conținut de calitate. Și TikTok-ul ar trebui să fie la fel ca în America. Nu neapărat interzis. Dar să avem niște pârghi așa, să putem să îl folosim Mihaela, doar în anumite condiții. Politicienii, unii cel puțin dintre ei, da, sau personajele suspuse din establishmentul românesc, nu doar politicienii, au alte probleme de securitate. Pentru ei, securitate înseamnă să nu-i asculte DNA-ul, de exemplu, știi? Cum vedem mai nou discuții, da? Că iar este o felul de scandaluri de
genul ăsta. Apropo, poate pentru că se apropie rotativa aia, poate că mă pot gândi și la așa ceva. Dar, în fine, nu asta e linia pe care vreau să merg în discuția asta. Repet, eu alte probleme de securitate. Da, păi stai. Știi ce probleme au? Și nu mă refer la de securitate. Au probleme de exprimare. Deci după ce că se fac de râs atunci când vin la conferințe de presă sau dau declarații sau postează pe Twitter sau pe Facebook și au găsit o altă aplicație unde se facă de râs. Bun. Pot găsi multe aplicații și inclusiv camerele de televiziune, da? Se pot face de râs la fel de bine. Adică TikTok-ul nu le adâncește pasiunea pentru a se face de râs, știi? Poți să dea cu buta în baltă oriunde, pe orice platformă sau pe orice post TV din România, inclusiv în ziare, inclusiv pe site-uri. Nu, eu nu văd în TikTok-ul ăsta, mă rog, ce vor să facă ei, nu văd decât că au găsit un nou canal de comunicare, ceea ce nu e neapărat rău. Chiar nu văd nicio amenințare din punctul ăsta de vedere. Ce îmi pare mie rău este că nu se folosesc și de alte canale de comunicare. De exemplu, la a vorbi cu oamenii, dar la a coborî în iarbă, da? Cum spun fotbaliștii. Să-i mai văd pe politicienii români că mai au pulsul societății și de la firul ierbii, da? Să-i mai văd pe politicienii români, da? Într-un alt canal de comunicare este și propriul cabinet de senator, de exemplu, în cazul ăsta, da? Cabinetele din teritoriu, pentru că ei au și joburi în teritoriu, da? Una din zile este dedicată lucrului în teritoriu. Mulți dintre ei, ce să spunem, nu? Sunt bucureșteni jet by jet, dar sunt aleși prin tot felul de circumscripții din astea prin țară, pe unde poate n-au călcat niciodată în viața lor. Stai nemuncă, și atunci aș vrea să văd că acopere toate canalele astea, și printre care intră și vorbitul față în față, dar prin Viu Grai. Este un canal de comunicare, ăla cel mai vechi de pe lume. Da? Se apropie campania electorală și atunci o să înceapă să meargă prin țară, se ducă la câteva școli. Ai văzut că și la începutul școlii mai apare câte un domn Iohannis, câte un domn Ciucă, Ciolacu și cine mai sunt, care vorbesc în fața studenților, prin fața profesorilor, fac și treaba asta doar atunci când le convine. TikTok-ul nu-i ajută cu nimic, ba chiar. Și încă o chestie, cât de înapoiat suntem. Sunt state mari care se împotrivesc TikTok-ului și care arată că, băi, nu e bun. Și noi ce facem? Noi îl îmbrățișăm. Am văzut că da, sunt într-adevăr mai mulți politicieni, că probabil de acolo s-au și inspirat ăștia ei noștri, că și Obama a apărut pe TikTok în campanie electorală, a apărut și doamna Meloni, Georgia Meloni. Ea știi ce făcea, cum se mai muțărea? Nu, asta e ideea, să te mai muțărești ca politician. Ea a apărut, ea o cheamă Meloni, da? Ea a apărut cu doi pepeni în dreptul sânilor și jongla așa. Super, super, nu e super. Trebuie să apare și cu niște prosciutto, dacă tot mergea cu Meloni, știi? Nu, e ceva. E un canal care le servește foarte tare, cel puțin în mesajele electorale pe care le au. Din păcate, sunt cam lipsiți de imaginație și de viziune și aici mă supără. Și aici, apropo, tehnologia ar putea să lucreze în favoarea lor. Uite, vorbeam cu Răzvan mai devreme fix despre acest ChatGPT, nu? Îți amintești că acum vreo câteva zile vorbeam despre inițiativa unui politician democrat din Statele Unite care a pus ChatGPT-ul la treabă, i-a dat acolo câteva linii de parcurs, știi? Și ChatGPT-ul a venit cu o lege pe care omul a găsit-o chiar bună și a zis, știi ce, poate chiar aș putea să merg în congres cu ea și s-a și dus cu ea. Păi la câtă lipsă de viziune au politicienii noștri, sau lene, nu știu, poate i-ar ajuta. Și eu chiar aș prefera să vină cu o aplicație de genul ăsta care să gândească lucrurile. Dar nu vine din cu aplicația păcate. Asta. Te rog, da? Nu știu, eu cred că totuși legile... Tu ai insistat asupra importanței discuției cu cetățenii. Legile ar trebui să vină mai degrabă de la cetățeni decât de la o inteligență antrenată pe datele unor americani sau unor chinezi. Deci aș reveni la argumentul tău. Dacă tot ești politician și vrei să reflecti opinia oamenilor, trebuie să iei opiniile lor. Totuși, mai important decât atâta cum inițiem noi legi, cred că, nu știu, discuția a deviat în haideți să protejăm politicienii. Nu sunt o specie pe cale de dispariție. Eu cred că trebuie să protejăm cetățenii. Asta este mai important. Păi protejăm pe cetățeni să nu vadă clipurile. Asta spun. Mihaela insistă foarte, foarte bine din punctul meu de vedere asupra costurilor pe care folosirea acestei platforme în ansamblu ei o aduce la nivelul sănătății mentale, a stării tale de bine personală. Sunt costuri nu doar când cuplezi la o astfel de provocare cu consecințe medicale grave, nu mai refer la asta, dar cel mai important lucru este că toate aceste aplicații, în primul rând TikTok-ul, concurează cu deciziile de a dormi. Da? Deci ele sunt construite
sunt optimizate pentru a stoarce timp, mai ales la sfârșitul zilei. Astfel încât tu, obosit după o zi în care ai făcut o sumedenie de lucru, în loc să-ți găsești oarecare liniște și o tranziție către o stare în care poți să te odihnești, rămâi ore agățat, pentru că și controlul nostru, să știi, este mult mai bun dimineața decât la finalul zilei. Oboseala acumulată de pe zi face ca noi, orice individ de pe această planetă, să fie mult mai susceptibil la tentații pe final de zi. Și în cauza aceasta, toate aceste aplicații, în primul rând TikTok-ul, prin rolul său addictiv, concurează cu somnul, care are valențe de sănătate colosale, de la faptul că îți ridică sistemul imunitar. Până la urmă, răcești mai ușor, gândești mai greu. Da? Deci toată deprecierea stării noastre de confort emoțional și psihic vine de multe ori datorită deprivării de somn, care este corelată cu un exces de tehnologie și mai ales în rândul utilizatorilor de TikTok. Și atunci, și ultimul argument apropo de asta, este unul de simetrie. TikTok-ul a interzis din 2009 toate produsele Google. Noi, cu startup-uri europene, Bolt-ul a fost aruncat din piața chineză de pe o zi pe alta, fără să fie măcar enunțat un singur argument de ce o companie de rezervare a unei curse auto, da, are vreun cost pentru social. Pur și simplu, guvernul s-a hotărât, nu mai vrem Bolt în China. Da? Iar noi plătim acest cost colosal, pentru că, exact cum spunea Mihaela, este străduie foarte tare să țină un conținut cu efect pozitiv în China, nu se chinuie sub nicio formă, după cum America nu se chinuie să țină un Facebook curat. Evident. Da? E, și atunci întrebarea la care m-aș bucura să-mi ofer un răspuns este: de ce companii europene și americane care sunt interzise în China, da, să accepte această concurență neloială? Noi să acceptăm toate produsele chinezești cu costuri mari pentru populație, nu pentru politicieni. Lasă politicienii, se vor descurca. Da? Bine, mai rău, nu știu ce să fac politicienii. Dar ce spun este că cetățenii noștri, de la cei tineri, care sunt mult mai rău afectați, mă refer la elevii de liceu, care ei sunt principalul public al acestui, care nu mai reușesc să se odihnească. Calitatea somnului, sunt studii importante, scade. Și toate celelalte consecințe, abilitatea de a învăța, abilitatea de a stabili relații umane, când ești foarte obosit, da? Nu mai ai empatie. Da, 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 nici nu te mai poți concentra. Că spuneai mai devreme că studenții tăi nu mai au răbdare să citească trei rânduri. Și asta și din cauza acestor rețele de socializare. Nu le excludem pe celelalte. Însă TikTok-ul mi se pare mie că este punctul culminant. Și apropo, circulă o teorie. Acum nu știu cât de reală este sau nu este, dar ideea este așa că TikTok-ul ar fi vrut să prostească tineri, astfel încât să fie manipulat și să ajungă roboții ăia despre care vorbești tu. Să nu mai gândească, să nu mai poată să scrie, să nu mai comunice, să nu mai aibă nevoie neapărat de contactul ăsta vizual. Și referitor la excesul de tehnologie, vreau să vă arăt tuturor de aici din jurul meu câteva imagini din tabletă. Începem cu acest copilaj, da, în 2009 vedem ridică un zmeu, acum ridică o dronă. Mergem mai departe, nu știu în ce an este acolo imaginea de jos, dar clar de mult, vremuri de mult apuse. Îi vedem fix așa, îi vedem în avion, îi vedem în sălile de așteptare, peste tot, toată lumea este în metrou. Și mergi în metrou, și la volan îi vedem la fel. Da, da, da. Așa, mai departe, 96, mingea de fotbal, hai în casă să mănânci sau să dormi sau așa, acum hai afară să te joci, nu mai sta în casă, bun. Și încă una, cum ar arăta conturile domnului Ceaușescu? Ce de platformă pe care le alege. Okay. Pe mine, cum voiam să completez eu un pic de apropo subiectul ăsta, e că politicienii noștri, înainte de a-și instala orice aplicație sau de a face apel la orice soi de platformă, ar trebui mai întâi să le legifereze un pic, să se ocupe de ce știu eu să facă mai bine, să legifereze. Dar m-aș întoarce un pic, pentru că mai sunt și politicieni mai zdraveni la minte printre politicienii noștri, unii mai orientați către viitor. Și am văzut tot felul de inițiative și legislative, dar și guvernamentale, cum sunt acel hub despre care povesteau în Silicon Valley, cum sunt parteneriatele pe tehnologie cu universitățile. Astea se văd deja funcționând, sunt oportune sau sunt doar așa un
frumoase la nivel declarativ ca să cucerească un anume tip de public. Fără îndoială, au și un rol de marketing, dar din fericire se întâmplă și în spatele lor, mai ales datorită, în primul rând, disponibilității tinerilor. Tinerii sunt curioși și au o sete de a interacționa, de a prototipa, de a construi viitorul. Ei vor să fie parte și avem o generație extraordinară. Da? Facem atâtea reproșuri, dar trebuie să admitem că în dorința de a participa la construcția societății sunt mai dispuși decât orice altă generație. Și din cauza aceasta, aceste hub-uri, locuri în care ei pot, în primul rând, colabora, mare parte din învățământul european, și mai rău cel românesc, este profund individualist. Noi vrem să educăm tinerii spre a trăi în societate, dar tot ceea ce facem în universități este nu cumva să colaborez cu nimeni, că aia se numește copiere și uite-te că vine ChatGPT-ul și schimbă toate definițiile plagiatului. Dar până la urmă aceste hub-uri asta oferă. Posibilitatea întâlnirii unor oameni pasionați ca tine, posibilitatea construirii unor mici jucărioare și de multe ori ele beneficiază de un suport foarte mare. Politicienii sunt cei care taie panglicele, dar sunt oameni în zona privată și în zona publică care vin și își dau din timpul lor tocmai pentru a sprijini generația următoare să își păstreze creativitatea, să nu ajungă, cum să spun, pe un trec foarte conform, da? Deci pentru că de multe ori educația are și un rol de standardizare. Și nu spun că nu este important și acesta, dar nu poate să fie singur. Nu putem să scoatem de pe băncile universităților doar roboței. Și atunci aceste hub-uri, da, pot aduce acest rol extraordinar, mai ales pentru aceia care își doresc un pic mai multă asumare personală. Da, în general, lucrurile astea se întâmplă în afara curriculei școlare. Încă nu am ajuns în zona finlandeză în care să fie parte din instituția educațională. Dar măcar ne cunoaștem. Măcar nu ne mai înjurăm universitatea cu companiile de peste gard, pentru că ani buni, 20 de ani, din 90 până în 2010, România a suferit o tragedie în care companiile înjurau universitățile, universitățile companiile. În sfârșit, cred că măcar stăm în același, sub același acoperiș și în timp vom învăța să facem lucruri excepționale împreună. Mersi, vă rog, nu folosiți ChatGPT ca să răspundeți la întrebarea zilei.